Disciplina religie devine opțională pentru elevi încă din acest semestru. Până pe 6 martie 2015, părinții pot depune cerere pentru a-și înscrie copiii la ora de religie pentru anul în curs. Copiii ai căror părinții nu depun cerere nu vor face religie în semestrul 2. În luna noiembrie anului trecut, Curtea Constituțională a decis că obligația de a face cerere pentru ca un elev să nu participe la ora de religie, prevăzută în legea educației, este neconstituțională. Oficialii curții precizând că o astfel de solicitare va trebui făcută doar de către cei care vor să studieze disciplina. Așadar, ora de religie va deveni opțională din semestrul 2, în școli circulând deja cererea pe baza căreia elevii vor fi înscriși la această disciplină. Această schimbare în viziunea preoților afectează sufletește atât copiii cât și părinții. Eu consider că este o mare greșeală să se treacă în această zonă de la, știu eu, de la faptul că ea a fost cândva obligatorie în școală, îl determina pe om și îl ținea într-o legătură strânsă cu Dumnezeu. Dacă religia va deveni, știu eu, din obligatorie opțională, credem că ne va afecta foarte mult, sufletește vorbind, pentru că profesorul a avut această calitate de a se implica și izul acesta de obligatoriu îl determina pe om să-l țină mai legat de această activitate. Din câte am înțeles, tendința e ca această schimbare să meargă într-o zonă extremă, considerată de noi, adică înlocuită cu educația sexuală. Ceea ce spune ceva totuși, că e o intenție mai de sus și că, știu eu, ea are un impact care îl va determina pe om să meargă în zona asta, deși se va uita că ne pierdem calitatea sufletească, ne pierdem copiii din punctul acesta de vedere. În ceea ce privește salariile profesorilor de religie, Sorin Câmpeanu, ministrul educației, a declarat că în prezent există aproximativ 6.000 de profesori de religie, mare parte titulari. Mulți dintre aceștia vor rămâne fără loc de muncă chiar dacă au contracte pe perioadă nedeterminată, dacă numărul de opțiuni va fi inferior numărului actual de clase. Faptul că, în general, copilul poate să-și aleagă religie este un lucru extraordinar. Faptul că aceasta devine nu opțională, ci efectiv forțată, este un lucru care va avea un impact negativ, cel puțin din punctul meu de vedere, ca profesor de religie. Religia este o știință și pot să spun că nu este o știință, este un lucru care dezvoltă o anumită moralitate, un anumit sentiment de comuniune. Eu zic că acest sentiment trebuie cultivat. Școala, în primul rând, trebuie să facă acest lucru. Școala trebuie să facă și această educație. Copilul trebuie învățat că spiritual trebuie să se dezvolte. Spiritual dezvoltându-se, avem o societate în care comuniunea o să reacționeze. Faptul că au pus această materie opțional, nici măcar opționalul cred că este, va avea un impact negativ din punctul meu de vedere asupra dezvoltării morale a copilului și a societății. Reprezentanții cultelor religioase susțin necesitatea studierii religiei în școli, arătând că 25 de state din Uniunea Europeană au obligatorie religia în școli și că Patriarhia Română cere ca înscrierea la ora de religie să se facă pe toată durata școlarizării din unitatea de învățământ.